Bine v-am regăsit, dragele mele, dragii mei. Suntem din nou la Ziarul de Sănătate. Astăzi, împreună cu doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie, competență în api fitoterapie, vom vorbi despre aerul condiționat, pentru că trebuie să recunoaștem. Vara nu putem trăi fără el, însă este foarte important să înțelegem cum să-l folosim corect. De ce, Ruxandra? Dacă nu respectăm anumite lucruri despre care noi o să vorbim, pot apărea anumite probleme de sănătate. Ce se întâmplă dacă aerul condiționat nu este folosit așa cum trebuie? Așa este, trebuie ținut așa cât de cât să fim între aer condiționat, între prieten și inamic, pentru că el este indispensabil pe perioada de vară, dar poate declanșa o mulțime de probleme. Prima dată aș vrea să subliniez faptul că aerul condiționat ca să nu ne îmbolnăvească. Pe lângă niște reguli pe care o să trebuiască să le urmăm, trebuie schimbat filtrul de aer condiționat. Este foarte important să fie schimbat, zic eu, acum mai mult ca oricând, adică dacă fiind se... și pandemia exact. de covid, dacă și ar... înainte trebuie să se schimbe, dar cu Pent, atât mai mult exact, acum. Exact, exact. Deci dacă pentru locuințe cam la un an, șase luni maxim pentru Magazine întreprinderi mari. Da? Deci și știu trebui... că atunci când vorbim de spitale, de hipermarketuri de magazine foarte mari în care se perindă multă da. lume, sunt niște filtre speciale profesionale. Sunt Niște filtre speciale sunt filtre cu efect bactericid care trebuie folosite în aceste locații și nu trebuie reutilizat acel aer în care respiră foarte multă lume și, mai ales în contextul actual, trebuie să fim foarte foarte atenți. Atenție și la aerul condiționat de la mașină, schimbați filtrele des. Că există și filtru pentru polen și filtre speciale da? care să nu lase, pentru că aceste virusuri au dimensiuni foarte mici și pot pătrundre printre. Deci, iată, dacă respectăm sigur. și facem aceste schimburi, chiar dacă filtrul costă și te gândești că o faci pentru, pentru sănătatea sănătate, ta, da, așa exact, este, bun. Așa este. dacă nu schimbăm filtrele la timp. Riscăm să ne îmbolnăvim pentru că în zona aceea umedă, pe filtru, se pot dezvolta spori de ciupercă, candida sau chiar o bacterie mai gravă, legionela, care provoacă pneumonii grave, de multe ori cazuri fatale. Deci, mare atenție la menținerea igienei acestor aparate de aer condiționat Deci iată, aceste sfaturi sunt valabile indiferent de, de anul în care vorbim da? de diferența Sigur. de anotimpuri pentru că la fel dacă dai pe aer cald și folosești aerul condiționat, la fel filtrul trebuie să fie curat, Sigur. dar cu atât mai mult acum vara când suntem încă în pandemie și ne ferim și de Sigur, COVID, adică ne ajută schimbul acesta al filtrelor ca să ne păstrăm sănătatea. În această perioadă mai multă igienă și atenție. Apoi și... alte sfaturi de care ar trebui să ținem cont. Nu facem foarte rece dacă în cameră să ținem sau în mașină da. dacă afară e foarte cald. Cât trebuie să diferența cât este permisă diferența? Optim exact? ar fi 5 grade, dar hai să zic 10 grade. Deci dacă afară sunt 30 de grade, niciun caz nu vom face 15-16 grade, ci 20. Pentru că la 20 eu zic că avem o atmosferă plăcută Chiar 23-a că... Ea spune că ar trebui între 20, 23, 24 Cam așa setat, da? Da. nu sub Pentru că riscăm altfel De asemenea jetul nu trebuie nici la mașină Și nici la birou sau acasă Nu trebuie îndreptat direct înspre corpul nostru În s -a s -a s -a diferite zone în Pentru că putem să, de pe lângă faptul că scade imunitatea, pot apărea diferite sinuzite, nevralgii, rinite, zicând de afecțiunile coloanei cervicale de exemplu o spondiloză cervicale Conzumne care poate fi agravată penic, exact. cu o contractură puternică. Mie exact. mi s-a întâmplat într-o vară din cauza aerului condiționat de la mașină pentru că nu-l suportam spre față și știam că nu trebuie să-l dau spre față, l-am dat în jos spre picioare Ei, și pe piciorul pe genunchiul stâng, acolo unde mi-am da. dat fix pe genunchi era aerisirea, deci vreau să spun că în ziua respectivă n-am mai putut să mai calc de pe picior durere. deci nu înțelegeam ce mi s-a da. întâmplat da. Întâmplat, până a doua zi, când încet, da. încet uh, mi-am revenit, și de atunci chiar nu mai țin aerul condiționat, îndreptat spre, da. spre mine sub nicio formă. Bun, deci iată sunt sfaturi de care trebuie să ținem exact, cont astfel încât exact. să nu avem probleme de sănătate. La fel, dacă sunt copii mici în cameră, în trebuie caz, să asigurăm sigur, o temperatură, sigur. dar să nu bată. Și pe ar fi copii. bine când răcim camera cu ajutorul aerului condiționat, copilul să fie în încăpere și după care îl putem în niciun caz nu ținem aer condiționat nici pentru noi adulții în camera în care dormim eventual indirect din altă cameră să vină jetul și atenție sporită pentru cei cu afecțiuni cardiace la care diferența aceasta de uh, temperatură Poate să provoace diferite... Ce ar putea să se întâmple dacă, uite, ieși dintr-o cameră unde aerul a fost pe o temperatură prea scăzută față de 40 de grade spre 40 de grade, 38 să spunem, poate, 40 de da, grade da. spre afară? Pentru Organismul că... nu se poate adapta nici la această scădere bruscă, nici la creștere și atunci poate să suferă chiar o criză hipertensivă sau să, din contră, să uh, suferă dureri de capamețel leșin. Dar se poate întâmpla, nu știu, un infart, accident vascular. Poate cerebral, să precipite, adică... sigur, exact ca și atunci când încălzit te arunci în mare în rece exact, da. la piscină. Poți să suferi un șoc și chiar în cazuri da, grave. Iată, deces. foarte bună precizarea, și da. cu piscina sau exact. mare atunci când ești încins de la soare, de pe plajă sau, mă rog, exact. și sari în. în sigur că apa da, care la fel rege. cei care au diferite afecțiuni pulmonare, bronhopulmonare, bronșită, enfizem, BPOC, atenție mare, pentru că poate să acutizeze această afecțiune. Ruxandra, îți mulțumim pentru sfaturi. Iată, sfaturi foarte utile pe care doamna Multă doctor le-a dat astăzi la Ziarul de Sănătate, de care ar fi bine să ținem cont și te aștept să revii, Ruxandra, și până atunci Mulțumesc. să rămâi sănătoasă și voioasă. Ceea ce vă doresc și vouă, aveți grijă de voi, să ne revedem cu bine curând aici la ziarul de sănătate.